sunt Iulia și acesta este un nou storytime pe canalul meu. Dacă vă interesează, urmăriți în continuare și nu uitați să vă abonați. Ok, storytime-ul de era a avut super mega succes, aparent, și am văzut că vreți în continuare să continui din seria profesori nebuni și care mi-au distrus mie viața. Așa de distrus viața, nu știu, nu sunt foarte dramatică de felul meu și m-am gândit ca astăzi să continui cu profesoara de latină. Însă știu că v-am cerut și numerele de telefon înainte de sărbători, mai am și povești paranormale de la voi, vă sunt mega datoare, am și clipul în care vorbesc despre Adrian, am o grămadă de lucruri de făcut, ceea ce mie îmi convine că mă ține în priză și... Deocamdată, haideți să continuăm cu storytime-urile, să le facem frumoase ca pe o serie, pentru că oricum asta vă place vouă cel mai mult, nu? Ok, în aceeași școală, cu același liceu, ca în videoclipul precedent, avem parte de o apariție extraordinară, not body shaming, dar undeva la peste 150 de kilograme, înaltă, tip Hulk, care purta bluze transparente, gen din plasă, tip fishnet, pe dedesubt sutien cu diamante, sau din diamante chiar, gen din alea tip, nu știu cum să zic, ca o plasă în care sunt mărgeluțe și diamante. Make-up, are o dispută de make-up, cred și acum. Avea fața așa, ceva de genul, folcile mari, se uită așa la tine. Gene din alea date cu rimel, dar gen la modul ăsta deveneau așa. Make-up, mereu într-o culoare la un ochi, într-o culoare la celălalt, culori din astea nebune. Tenul măsliniu, buze așa foarte mari și mici, gen de pește. Unghii întotdeauna erau sidefate, adică ojă din aia albă cu sclipici sau verde cu sclipici, ce culori din astea palide așa, adică orice culoare pălită, nu era la modul neon, ci cu firicele de sclipici înăuntru. Nu știu cum o chema, ne-a predat un singur semestru. Ideea este că e un personaj pe care nu o să-l uit prea curând, este un personaj interesant. Ce știu eu despre femeia asta? Că avea probleme la cap oricum. Când eram de serviciu, de exemplu, femeia ne-a lăsat un casetofon spunând că se va întoarce după el pentru că trebuie să îi dea doamnei de muzică, dar a vrut să le pună copiilor niște înregistrări, whatever. Și eu stăteam acolo de serviciu foarte cu minte și trebuia să plec pentru că se făcea 6:30, era și întuneric afară, că era frig. Și femeia nu mai venea și la un moment dat m-am dus la cancelare și am spus: doamna aceea de latină, nu am zis mai plinuță, nu știu cum am zis. Am zis mai aranjată. Și a uitat la mine casetofonul. Băleu, am uitat să-l iau, îmi pare rău, te pup! Ceva de genul ăsta. Atunci nu-mi preda. Însă, când a început să predea, mă, era foarte drăguță, era interesantă, pentru că apariția ei te șoca, te speria, te traumatiza la fizic. Însă când începea să vorbească, era chiar cute și din prima oră chiar mi s-a părut, zic, hai mă, că mi-am făcut o impresie proastă, uite, am judecat aparențele, uite cât de cute e, vorbește cu noi, ne explică verbul la declinare, nu știu ce, cool. Chiar înțeleg, ajunsesem să înțeleg limba latină. Până când... dintr-o dată a venit în clasă la noi, a intrat la noi în clasă și era pe principiul, o văd și acum, îmbrăcată într-o rochie tip din alea indiene, transparentă, rochie transparentă, cu model din ăla așa nebun, cu un sutien așa care părea din piele pe dedesubt. A, părul îl avea scurt și înțepi, deci parcă o văd și acum, și atent, cu șuvițe blonde. Și mereu avea părul făcut cu gel și cercei imensi în ureche. Și a intrat în clasă și a zis: bună, copii! Bună ziua, doamna profesoară! Data trecută v-am predat declinarea... nu mai știu care, da? Da! Băi, și nu vă exagerez,
a luat catalogul și lovindu-l de masă a început să zică: test! Băi, ne-am căcat pe noi! Deci era ireal ceea ce se întâmpla. Test! Bătând cu catalogul masă. Test! Evident că am rămas șocați, nu știam ce se întâmplă, ne-am scos foile de hârtie. Femeia, după la un moment dat, în timpul orelor, pe lângă că intra în clasa greșită, gen mai intra la noi în clasă în timpul orelor și zic că am greșit sala, băi, se plimba prin școală. Gen, avea ore, că nu pot să... Profesorii n-au toată ziua liberă. Și când eram de serviciu, am fost mulți ani de serviciu la rând, după aparență o știu, pentru că mereu o vedeam, că se plimbă prin școală. Gen, efectiv, se plimbă, se ducea într-un colț, se uita la perete, după se ducea în partea cealaltă, se uita din nou la celălalt perete. Mă rog, a fost extraordinar de ciudat. Și... nu știu, pe mine m-a speriat, sinceră să fiu. Și acum pentru oamenii, știu că eu m-am mutat din școală în clasa a 8-a, dar în clasa a 7-a, timp de un semestru, semestru 2 am făcut latină și am făcut cu persoana asta. Nu știu de ce am făcut latină, mi se pare că ni se scosese un opțional și sau voia să ne pregătească, nu știu. Eu am pățit multe lucruri ciudate la principiu, ca principiu că în clasa a 8-a am fost de după amiază. Și din câte știu, eu nu știam pe atunci că clasa a 8-a e de dimineață, gen habar n-aveam. Cum nu prea țineam legătura cu foștii colegi că cu câțiva, nu vorbeam de școală, gen ne mai vedeam seara, dar nu, eu nu știam că de obicei clasa a 8-a e de dimineață. Ei, și aici am făcut latină, în clasa a 7-a, semestru 2, dar bine, a fost gen, într-un fel a fost mai bine, m-am dus la școala aia, unde aveam un prof super de latină, pe care am avut-o și în liceu, și totul s-a legat așa foarte cool în viața mea. Tu, femeia asta mi-a rămas întipărită în memorie. Nu știu, încerc să-mi amintesc ce am mai făcut. Ah, odată se certa cu o profesoară pe hol și era gen wow, biz, era foarte, foarte intrigant. Se certa că i-a furat mâncarea sau ceva de genul. Băi, și erau pe hol, nervoase amândouă. Aia, ce mi-ai luat pufuleții? Nu știu ce. A cealaltă, nu ți-am luat nimic, mi-ai luat pufuleții, încetează. Băi, era ca în film. Ah, și acum să continuăm cu Gaga, nu-i așa? Ca să nu fie ceva foarte dul și boring. Hai să nu vorbim de o singură persoană, hai că mai vreau să mai stau cu voi azi. Gaga era o individă undeva pe la 45-50 de ani, oricum era genul de om nu foarte bătrân ca vârstă, dar foarte îmbătrânit. Gen era... femeia se vedea după mâini și așa că e... nu e bătrână, bă, dar avea față de babă, nu știu de ce. Și nu era foarte, foarte slabă, să zici că da, uite, un om slab arată mai bătrân. Nu, nu știu, probabil stresul, habar n-am. Profesoara asta, de fapt, nu a fost profesoara mea. Gaga nu a fost profesoara mea, dar în clasa a 7-a, o clasă s-a desfințat și clasa aia a venit la noi în clasă, cum ar veni, cu tot felul de povești. Noi o vedeam pe hol și ăștia fugeau de ea și ne povesteau lucruri. Deci asta, story time-ul ăsta despre Gaga s-ar putea să fie un pic mai ciudat pentru că nu eu am trăit. Povestesc din ce am văzut sau din ce au trăit alții. Gaga, nu știu cum o cheamă. Nici ăstea nu știu numele. Era blondă, înaltă, mergea pe tocuri, avea tocuri de firmă, nu știu, că era mică, nu mă pricepeam la branduri. Nu erau Alexander McQueen, dar semănau. Și în genul ăla ea venea la școală să predea, se machia doar cu verde sau albastru, gen avea astea două culori, face pereche cu profa de latină, care se machia la un ochi cu verde, la un ochi cu albastru, asta ori cu verde, dar nu gen alte nuanțe, cu turcoaz, cu blă, cu lucruri de genul ăsta. Avea de fiecare dată același ruj cu sclipici roz, strident, groaznic. Și fața foarte, foarte întronanța de asta de fond de ten, deci știu că mereu îi crăpa fondul de ten pe față. Deci ori se dădea cu prea mult, ori nu era potrivit pentru tipul ei de ten. Și bretonul și restul tot îl avea ca Gaga și ea chiar se credea Gaga. Și mergea pe hol, striga, Gaga, oh yeah! Ta-na-na-na, poker face. Deci numai așa făcea în continuu. Mergea pe hol și a poker face, poker face. Băi, ducându-se la ore. Și l-a bătut pe un coleg rău de tot, pentru că nu a scris și vorbea sau nu știu ce făcea. Nu stătea pe telefon, că pe vremea mea nu erau telefoane. Dar nu știu, își trimiteau ceva prin infraroșu probabil. Ceva foarte rebel, vă dați seama. Femeia l-a luat,
Băi, și l-a ridicat de guler și l-a dus într-un ce l-a împins așa la dulapuri și a început efectiv să-i dea palme, să-i spună. Perfect simple, nu știu, ăla, nu știu, doamna profesor, poc! Și, bă, e foarte amuzant și mă simt prost că râd. E foarte amuzant, dar vă dați seama că e ceva anormal, dar noi asta trăiam, noi nu știam altceva. Prof, d-ăștia erau în școala aia. Noi nu știam nimic. Nu știam ce e bine și ce e rău. Tot ce știam era gaga, nebuna de latină, nebuna de mate, crizata de la fizică. Adică noi nu știam altceva. Și a avut atâtea antecedente în care a trosnit copii, l-a dat la mațe, la cap, la... Dar întotdeauna cânta gaga și ea se credea gaga. Și făcea numai din astea, gen, când se întorcea la tablă, făcea... Cum făcea gaga, gen, cine iese la tablă? Nu știu, n-am înțeles. Poate o idolatriza pe Gaga și noi suntem foarte roi. Bine, acesta a fost și story time-ul de astăzi, 2 în 1. Yay! Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la acest canal, să lăsați un like sau un dislike. Eu am fost Iulia și ne vedem în următorul meu clip. Pa!